Un împingător ucrainean a acroșat un șlep românesc. După impact, cele două nave au plutit în derivă aproape o jumătate de kilometru și în cele din urmă au reușit să ancoreze pe malul fluviului. Din fericire, nu a fost nimeni rănit în accidentul naval. Toți membrii echipajelor celor două nave au fost supuși unui alcool test și s-a constatat că nu consumaseră băuturi alcoolice. Așadar, singura explicație rămâne o eroare de pilotaj. Circulația pe Dunăre se desfășoară fără probleme la această oră, iar Capitania Portului Galați continuă ancheta. Atât de aici. La revedere!